Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În episodul de azi vom asambla un kit, fiind vorba despre o clepsidră electronică. De data aceasta fiind un montaj mai complicat față de cele anterioare. Să desfacem componentele din această pungă. În acest kit am observat că sunt două cablaje, două PCB-uri. Majoritatea rezistoarelor sunt de 3,3 kΩ de sfert de watt și unul de 1 megaohm, le-am măsurat eu, pe cablaj venind în zona aceasta. LED-urile albastre sunt în total 32, pe cablaj avem nevoie doar de 30, asta înseamnă că au pus 2 în plus, nu e absolut nicio problemă. Un întrerupător cu reținere, un condensator electrolitic de 22 de microfarazi și unul ceramic de 2,2 nanofarazi, un semireglabil de 100 de kΩ și o componentă pe care am observat-o pentru prima dată este aceasta. Inițial credeam că ar fi un cristal de cuarț, dar nu este. De fapt, este un întrerupător de poziție. Practic, rotind în anumit fel, închide circuitul. Într-o parte deschide circuitul, în cealaltă parte închide circuitul. Fiind clar folositoare în cazul acestui circuit pentru a schimba orientarea clepsidrei. În acea pungă a venit și cu o foaie tehnică. Pe partea asta scrie în chineză. Iar pe cealaltă parte avem schema. Iar acum urmează lipirea componentelor. Vom începe prima dată cu PCB-ul pe care vom pune LED-urile. Iar acum urmează partea cea mai dificilă, în cazul acestui montaj, lipirea LED-urilor. Deoarece trebuie lipit fiecare LED în parte, doar un singur terminal și apoi se revin la toate din nou ca să lipesc și celălalt terminal. Deci este o treabă destul de migăloasă. Mi-a luat aproximativ 10 minute să lipesc doar un singur terminal al LED-urilor. Hai să tăiem terminalele în exces ca să fie mai ușor să lipesc și celălalt terminal. În sfârșit, acum mi este mai ușor să lipesc celelalte terminale. Uitându-mă mai atent pe acest PCB, am observat că, de fapt, există o zonă unde trebuie să punem un rezistor de 2,2 kΩ. Așa că o să punem unul de 2,2 kΩ, unul din punga mea cu rezistoare. Să îl punem dinainte și pe cel de 1 megaohm, în zona aceasta. Iar acum restul rezistoarelor sunt de 3,3 kΩ. O să lipim rezistoarele pe partea asta, nu pe spate, că îmi este mult mai ușor. Să tăiem și terminalele rezistoarelor, că sunt destul de multe. Ca să fie cât de cât estetic, o să relipesc din nou fiecare rezistor în parte. Ei, acum e altceva. Să punem condensatoarele, cel electrolitic de 22 de microfarazi. Avem grijă la plus și la minus. Iar condensatorul ceramic de 2,2 nano în zona asta.
să continuăm cu semireglabilul în zona asta de 100 de kilo. O chestie, acum am observat-o, pe cablaj apare un S și un F. Cumva S vine de la slow și F de la fast. Practic, acele LED-uri să se aprindă, să curgă, între ghilimele, mai rapid sau mai încet, cumva. Să punem și întrerupătorul cu reținere în zona asta. Am lăsat la sfârșit integratele, cel de față CD4069, în interior fiind practic porți logice inversoare. Avem grijă la noci și pe integrată în zona asta invers. Da, trebuie un pic îndreptat pinii. I-am mai îndreptat nițel, acum ar trebui să intre, nu? Vedem. Da, a intrat perfect. Am rotit cablajul pentru a vedea denumirea integratelor. Următorul, un CD4015, fiind un dual 4-bit static shift register, practic tot porți logice în interiorul acestui integrat. Avem grijă la noci, e foarte important. Și integratul de jos e același lucru, tot un CD4015. Ei, un secret, mă rog, secret, unii îl știu, pe care l-am învățat de ceva timp, de câteva luni bune, este să lipim aceste integrate doar un singur pin temporar pe partea asta, ca să stea pe poziție când rotim PCB-ul. Și la celălalt integrat. Gata. Iar acum nu mai este nevoie să ținem cu mâna de acele integrate, lipim ceilalți pini. Ups, am atins un pic. Să montăm și acest, așa zis, întrerupător în zona asta. Eu îi spun întrerupător de poziție aici. Iar acum urmează să punem pinii, conectorii respectivi. În cazul acesta văd că sunt grupați câte 8, dar din ce am observat avem niște notații pe acest PCB. Avem niște litere. A, B, B, A. B trebuie să vină la B, A la A. Foarte interesant. Și vine ceva de gen. Pinii aceștia pe partea de jos. Și în zona asta, iar aceștia trebuiesc despărțiți câte 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Până aici. Cum fac eu în zona asta? În felul următor. Îi montăm de pe acum acești pini între ei. Iar acum punem pe PCB. Și în zona asta. Urmează cablajul din față. Așa. Iar acum lipim doar un singur pin ca să fie așezat drept. E un pic mai anevoios, dar na, cam asta e. Și ne asigurăm că e drept. Hai să vedem și partea asta. Interesant că acum stă bine. Și în zona asta. Iar acum putem lipi toate terminalele. Thank you.
Gata, am lipit. Ia să încercăm să scoatem. Mai avem încă un lucru de lipit. Doi pin pe parte de alimentare în zona asta. Aici. Am observat o chestie la distanța între pini în cazul acestui cablaj. În cazul ăsta e un pic mai mare, a trebuit să lăbărțez un pic pinii pe partea aia, dar a mers. Hai să-i lipim. Chiar înainte să alimentez acest kit, nu știu de ce nu mi-am dat seama, am observat că nu lipisem un rezistor de 3,3K, exact dintre cele 3 integrate. L-am pus de data aceasta, iar acum, înainte să-l alimentăm, să ștergem puțin cu alcool izopropil, să curățăm. În sfârșit, cablajele au fost curățate cu alcool izopropilic. Înainte de a testa această clepsidră electronică, să vă arăt cablajele. Cablajul cu LED-urile, spatele. Să vă arăt și celălalt cablaj cu circuitele integrate logice. Sper că se vede denumirea integratelor CD4015 și CD4069. Spatele cablajului. Să le montăm. Vă aduceți aminte că spusesem de acele notații, acele litere. A la A, B la B. Așa se montează. Gata. Să-l alimentăm din 3 baterii de 1,2V, încărcate au până la 1,4. Hai să alimentăm kitul, stinge lumina laterală și cam așa arată clepsidra electronică. Viteza de curgere, între ghilimele curgerea LED-urilor, se poate modifica din acel semireglabil. Hai să îl reglăm pe la mijloc. Merge și cu mâna, nu mai stau să iau șurubelnița. Iar acum viteza de curgere a LED-urilor e mult mai lentă. Bineînțeles că dacă dăm pe și mai încet, durează o groază. Am dat pe cel mai încet posibil. Și vedeți că până curge, până se umple partea de jos a clepsidrei, între ghilimele se umple cu aprinderea LED-urilor, durează mult mai mult. Dar pentru a vedea efectul mult mai bine, e recomandat să dați pe rapid, pe fast. Rotiți în sensul acelui de ceasornic. Gata. Iar acum că clepsidra curge mult mai rapid. Da. Dar oricum e interesant montajul. Cam aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!